Împărăția ta când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne. Fericiți cei sărași cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când din pricina mea vă vor ocărâ și vă vor prigoni, și mințind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Strădania credincioșilor noștri, în frunte cu prea bunul nostru părinte, Hertel Vasile. Bun venit în satul nostru, preasfințită Irineu. Bine v-am găsit! Mulțumesc frumos! Oh,
Trebuie să se prefacă prin alți oameni care nu au asupra lor sfântul dar al preoției. Dar socotind că acești oameni nesfințiți umblând prin ea, poate vor fi săvârșit oarecare lucruri necuvincioase care ar aduce vreo întinăciune sfintei tale biserici, venim acum cu credință și cu o sârdă la tine care ești adevărata curăție și sfințenie și cu milință ne rugăm, caută copilul tău cel milostiv și iarăși ne primește pe noi. Și curățește-o pe ea de întinăciunea ce i s-a întâmplat și o arată plină de curăția, de sfințenia ce a avut-o mai înainte, ca să putem înălța nea jertfe curate și fără de sânge. Că numai tu singur poți sfinți pe cei ce își întorc inima către tine și a ne curăți pe noi cu totul desăvârșit de sfatul viclean și de toată nepriceperea și îndoiala. Că Tu e sfințirea noastră și Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce-ai așezat în cerul cetele și oștile îngerilor și ale arhanghelilor spre slujba slavei Tale, făca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea Sfinților Tăi Îngeri care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea Ta.
că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ridicați căpetenii porțile vaste și vă ridicați porțile cele veșnice ca să intre Împăratul Slavei. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare, război, Domnul puterilor, acesta este Împăratul Slavei. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice ca să intre Împăratul Slavei. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare, război, Domnul puterilor, acesta este Împăratul Slavei. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice ca să intre Împăratul Slavei. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război, Domnul puterilor, acesta este Împăratul Slavei. Ridicați voi, boieri, porțile voastre. Keep making up for the
copiii vrăjmașului pe cei ce i-ai zidit. Pentru această umilință strigăm ție, toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, cel ce-ai venit să mântuiești. Cuvioșilor, dreptilor și toți sfinții, care bine ați săvârșit nevoința și ați păzit credința. De tămăduire și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni viitor. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. De sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu, biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsă, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt
preasfințitul arhiepiscopul nostru Bartolomeu, pentru preasfințitul episcopul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, satul acesta, țara noastră, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm! Spre sfântă biserica aceasta și cu bogată în milele tale și în rugăciunile tale, cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Pre noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tale păzește, sfințește pe cei ce iubesc pe toată casa tale, tu pe aceștia preamărește, tu dumneavoastră ta puterea și în lume sate noi, cei ce ne adășim în tine, tu ce ne adărim la aceste rugăciune, să știu că sunt pe cei ce și la tine și la tine, care se îndesc în lumele toate, purice să ne adărim și așa cum finește, cele necurate ale Romului, gândul în nou de acum, conștiința de bărbii tău și în cel ce v-a să ai brațe în veșnic. Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat, unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne. Și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe
prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Dumnezeu și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o împărăția ta când vei veni, omenește-ne pe noi, Doamne. Fericiți cei sărași cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei plângi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți păcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când vă vor ocără pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Mine, bucurați-vă și vă veseliți, căci fata voastră multă este în cerul. Cuvântat,
să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. 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 Cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Sfântului Duh, și acum și furia și în vecii vecilor. Amin. Sfinte, Doamne, Doamne, miluiește-ne pe noi.
pace tuturor. Și Duhului Tău, tăria mea și lauda mea este Domnul, și mi-a fost mie spre mântuire, certându-mă m-a certat Domnul, dar morții nu mă dat. Înțelepciune! Din epistola a doua către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte. Fraților, Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce este binecuvântat în veci, știe că nu mine. În Damasc, dregătorul regelui Areta, păzea cetatea Damascului ca să mă prindă. Și printr-o fereastră am fost lăsat în jos peste zid, dintr-un coș am scăpat din mâinile lui. Dacă trebuie să-mi laud, nu-mi este de folos, dar voi veni totuși la vedenii și la descoperiri de la Domnul. Căci cunosc un om în Hristos, care acum 14 ani fie în trup nu știu, fie în afară de trup nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Și-l știu pe un astfel de om, fie în trup, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe, că a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nespus. Cuvinte pe care nu se cuvine omul să le grăiască, pentru unul ca acesta mă voi lăuda, iar pentru mine însumi nu mă voi lăuda, decât numai în slăbiciunile mele. Căci chiar dacă aș vrea să-mi laud, nu voi fi fără minte, căci voi spune adevărul, dar mă feresc de acesta, ca să nu mă socotească nimeni mai presus decât ceea ce vede sau aude de la mine. Și pentru ca să nu mă trufesc cu măreția descoperirilor, dă-tu mi să mie un ghim pentru un înger al Satanei să mă bată peste obraz ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori am rugat pe Domnul ca să le îndepărteze de la mine, iar Domnul mi-a zis, îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Deci foarte bucuros mă voi lăuda, mai ales într-o slăbiciunile mele, ca să locuiesc în mine. Puterea lui Dumnezeu. Pace ție, cititorule, și tu, ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă, spre primirea Evangheliei iubitului sau fiu,
Domnul nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul vostru. Înțelepciune, drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul, precum voieți să vă facă vouă oamenii, faceți și voi lor tot așa. Pentru că dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoșii iubesc pe cei care iubesc pe dânsii. Și dacă faceți bine celor care vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoși același lucru fac. Și dacă împrumutați pe cineva de la care nădăjduiți să luați, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor, ca să primească înapoi în tocmai. Voi însă să iubiți pe vrăjmașii voștri, să faceți binele și să dați cu împrumut, fără să nădăjduiți nimic în schimb. Și atunci răsplata voastră va fi multă și voi veți fi fii ai celui prea înalt. Pentru că El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Așadar, fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este. Pace ție, binevestitorule. Zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, atot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm să auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare milă ta, ne rugăm ție, auzi-ne, pentru milă, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori și binefăcători,
ai sfântului locașului acestuia. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfânta și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și multă milă. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește. Preasfințitul episcopul nostru Vasile, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. De poporul român drept credincios, de pretutindeni pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașilor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri arhierei, preoți, romonahi, rodiacon, diacon, monah și monahii, și pe tot cinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în veci. Și pururea pomeniții ctitori ai sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine,
să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiți într-o fericire patriarhă-i Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Iustinian și Iustin, și pe arhipăstorii noștri adormiți în Domnul, Nicolae, episcopul, Nicolae, mitropolitul și Teofil, arhiepiscopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Deci adormiți din neamurile noastre strămoși, moși, părinți, frați, surori, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe ostașii români și eroi căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea țării, întregirea neamului și slava Sfintei noastre biserici, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți drepmăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Preasfânt, pace tuturor.
să mărturisim. Răstind împreună crezul. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și iarăși va să vină cu mărire să judece morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcător, care din Tatăl cede, Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfânta jertfă cu pacea o aduce. Oh.
dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Thank you.
ales pentru preasfânta. Sfântul, bunul și de viață, păcătorul Todu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Sfintele, Sfintele, Oh,
Să-L numele
se împărtășește rostul și de Dumnezeu Ioan Cleon, cu cinstit și pentru sânge al Domnului. Noi toți suntem.
Spodoba casei tale. Tu băciște-ai preamărește cu dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa pe noi cei ce ne dăjduim întru tine. Pacea lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, poporului român binecredincios și oștirii române, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorând de la tine, Părintele Luminilor, și ție mărire și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți părinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Sfântului Duh. Amin. Preasfințite Părinte Episcop, Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Senator, Domnule Deputat, Domnule Președinte al Consiliului Județean, Domnule Primar, Preacucernici și Cucernici, Părinți și Frați, iubiți credincioși, la poporul cel ales,
la poporul evreu este o vorbă rămasă celebră și am încercat să o rostim, anume Dailanu. În acest anotimp își culeg roadele muncii de un an de zile, pot să rostească cuvintele de ajuns nouă chiar numai pentru atât. Acești credincioși ai parohiei care aparține de protopopiatul Năsăud, în fruntea căruia este vrednicul protoereu Ioan Dâmbu, care lipsește astăzi pentru binecuvântate pricini, vă primește, preasfințite părinte, cu sufletul deschis, cu inima plină de bucurie, de a fi în mijlocul lor și a le binecuvânta și roadele muncii aduse la casa lui Dumnezeu, biserica parohială, biserica satului. Și multe ar putea să adauge ca și cei la poporul evreu pentru care să-i cadă în genunchiul lui Dumnezeu și să-i mulțumească, să-i dea slavă. Prezența arhiereului într-o comunitate, într-o parohie, este o zi de sărbătoare și iată că în această comunitate, chiar dacă ca și număr este mică, dar faptele ei mari o fac să crească în ochii tuturor celor care am venit să ne bucurăm cu ei dinpreună, având o biserică împodobită ca o mireasă, îi aduc oarecum în fruntea parohiilor din protopopiatul Năsăud, oameni deosebit de vrednici, în fruntea cărora se află un harnic păstor. Aceștia, preasfinția voastră, vă spun, bine ați venit să le binecuvântați roadele muncilor. Vă doresc pentru ei, cei prezenți în sat, pentru toți fiii satului plecați în diferite părți ale țării, ajuns oameni mari, cu responsabilități în societate atât de frământată a zilelor pe care le trăim, că ați venit aici, le-ați acordat această onoare și vă încredințează pe preasfinția voastră, pe înalt preasfințitul arhiepiscop Bartolomeu, că nu vor înceta în orice moment să stea aproape de biserica cea drept măritoare a lui Hristos, biserica ortodoxă română, biserica națională, indiferent care ar fi ispitele care vin mereu și mereu și bat la ușa sufletelor și încearcă să o destrame. În numele lor, permiteți-mi, preasfințite părinte, încă o dată să vă spunem bine ați venit și să ne trăiți într-un mulți și fericiți ani. Iubiți credincioși, conducerea centrului nostru eparhial, în frunte cu un alt preasfințitul arhiepiscop Bartolomeu și cu preasfințitul părinte episcop Irineu Bistrițianul, observând și analizând activitatea depusă de către preacucernicul părinte paroh Vasile Herteli la această parohie, a socotit de bine a-i acorda cea mai înaltă distincție bisericească pe care o poate primi un preot de mir, și anume aceea de iconom stavrofor, având dreptul de a purta cruce. Dau citire deciziei chiriarhale. Bartolomeu, din mila lui Dumnezeu, arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului, ascultând de sfatul măritului apostol Pavel, care în epistola 1 către Timotei spune: preoții care își îndeplinesc bine dregătoria să se învrednicească de îndoită cinste, pe temeiul încredințării pe care ne-am făcut-o prin constatările noastre directe și prin referințele protopopiatului Năsăud, în baza articolului 142 din regulamentul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, am socotit de bine a înălța pe preacucernicul părinte Vasile Herteli
la rangul de iconom stavrofor, pentru rodnica sa activitate pusă în slujba bisericii și a binelui obștesc, precum și în semn de deosebită prețuire și părintească dragoste. Nădăjduim că această cinstire va fi pentru sfinția sa temei de a lucra și mai departe, cu încă și mai multă râvnă pentru biserica strămoșească, iar pentru ceilalți clerici, îndemn de a-și spori zelul lor spre mângâierea și mulțumirea noastră. Dată astăzi, 5 septembrie 2001, în reședința noastră arhiepiscopală din Cluj-Napoca. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Poruncește! Poruncește, preasfințite stăpâne, spre cel care vi se aduce în aici. Și prin economia ta, cea după trup, ai lucrat mântuirea noastră. Cel ce pe înțeleptul econom care bine a slujit l-ai lăudat ca pe un stăpân al casei, binecuvintează și pe robul tău acesta, Vasile preotul, spre a se face econom stavrofor. Și îl împuternicește și îl întărește pe dânsul ca în credință, în înțelepciune și cu bună plăcere să-ți economisească ție lucrurile și averea bisericii, pentru că astfel făcând și astfel slujind să se învrednicească de bucuria celor ce bine au întrebuințat talanții și să scape de rușinea de care trebuie să fugă și de osânda slugii viclene care cu lenevire și-a îngropat talentul. Cu rugăciunile și solirile prea binecuvântatei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarei, cu ale Sfântului și întru tot lăudatului apostol și biruitor mucenic Varnava și cu ale tuturor sfinților tăi, că s-a sfințit, s-a preamărit întru tot cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte! Smerenia noastră prin harul întru tot Sfântului Duh te prohirisește pe tine, preacucernicule preot Vasile, iconom stavrofor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Vrednic este! 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 Este. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! În mulți ani, în mulți ani, acest prilej, la această aleasă festivitate duhovnicească și liturgică din parohia Feleac, se acordă diplomă de aleasă cinstire
pentru sprijinul moral și material pe care l-a dat bisericii din această localitate domnul primar de la Nușeni, Ioan Mureșan. Să zicem cu toții, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi lor asemenea. Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop al Clujului, Preacucernici Părinți Dreptmăritori Creștini, în predica de pe munte, Domnul ne învață ce atitudine trebuie să luăm noi față de vrăjmașii noștri, pe care trebuie să-i tratăm cu iubire și cu compasiune și să iertăm. Aceasta se cade să o facem pentru că suntem fii ai lui Dumnezeu și iertându-i pe vrăjmași ne asemănăm cu Tatăl Ceresc care face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi. Bunătatea este semnul distinctiv al creștinului autentic, este condiția calității noastre de creștin adevărat. Ucenicii Domnului și prietenii Lui se recunosc prin bunătate. Iubiți credincioși, bunătatea este o însușire a lui Dumnezeu. Dacă lumea antică, deci cei din lumea păgână, priveau la cel atotputernic ca la un stăpân înfricoșător, dacă poporul evreu îl vedea pe cel de sus, pe Dumnezeul oștirilor, ca pe un stăpân răzbunător, noi creștinii, așa cum ne-l prezintă Hristos, îl vedem pe Tatăl, Cel din ceruri, ca un tată duios, ca un părinte bun, care dă tuturor cele de trebuință. Și dacă Tatăl nostru este bun, noi nu putem fi fiii Săi cu adevărat decât imitând această bunătate a Dumnezeului, a Creatorului și Părintelui nostru din ceruri. Bunătatea este încercarea noastră de a ierta celor ce ne-au greșit, de a-i ajuta și de a-i să de cei din familie numai, sau numai față de prieteni cunoscuți și față de cei care ne sunt simpatici, ci față de toți, pentru că și Dumnezeu arată bunătatea Sa și față de cei care sunt răi și nemulțumitori, cum am auzit citindu-se în Evanghelia de astăzi. Bunătatea este sau poate fi un zâmbet, un cuvânt de încurajare spus celui bătrân, un cuvânt de afecțiune spus celui tânăr, un mulțumesc. Toate aceste expresii nu costă timp și bani, dar ne cer să dăruim totul pentru binele semenului nostru. Creștinii păcătoși
și egoiști se îngrijesc numai de planurile, de proiectele, ci de interesele lor. Însă un creștin adevărat iese din sfera intereselor sale egoiste și face tot ce-i stă în putință pentru bunăstarea și bucuria semenului său. În această privință am citit o frumoasă întâmplare din memoriile unui medic. Acesta scrie în jurnalul său intim că într-o seară târziu de tot s-a întors acasă obosit cu gândul să se culce numai decât și să-și refacă puterile. Dar deodată s-a auzit o pocnitură în ușă. Era un om care îl chema să-i ajute soția care trebuia să nască. S-a dus și a ajutat-o și a născut cu bine. Pe când s-a întors acasă și mai slăit de puteri, l-a așteptat un tată care l-a rugat pe medic să vină la căpătâiul fiului său aflat în stare foarte gravă. Și-a adunat puterile și s-a dus. S-a întors acasă abia spre dimineață, epuizat, slăit de tot. S-a dezbrăcat și s-a culcat și a avut un vis frumos. Se părea că se află într-o pajiște, probabil ca aceasta, care e atât de frumoasă și toate florile i se plecau lui în sunetul unei muzici foarte frumoase. Trezindu-se, Buimac a aflat că toți cei pe care i-a ajutat în cursul zilei și a acelei nopți sunt bine și că-i transmit recunoștință și mulțumire. Iată răsplata mângâietoare a bunătății jertfelnice. Din păcate, mulți privesc bunătatea ca ceva rău, ca o neghină sau o bălărie ce trebuie aruncată. Iar despre omul bun se vorbește de atâtea ori pe un ton disprețuitor. Considerând bunătatea acestuia o lașitate sau o slăbiciune. Nu așa trebuie să gândim noi, pentru că Evanghelia ne învață că bunătatea este o floare rară, binecuvântată și plăcută lui Dumnezeu, care atrage după sine răsplată și în veacul temporal și în veacul viitor. Omul bun îl imită pe Hristos, care sau despre care Sfântul Apostol Petru spune atât de frumos că ocărât fiind nu răspundea cu ocară. Disprețuit, el nu se răzbuna și se lăsa în seama celui ce judecă cu dreptate. Omul bun îl urmează pe Hristos, se dovedește ucenic al lui Hristos, care pe când eram noi păcătoși sau dușmani ai lui Dumnezeu, s-a pogorât din înălțim la neamul nostru și a primit crucea și moartea. Printr-o supremă bunătate și iubire ne-a mântuit pe noi. Dar înainte de a se înălța la ceruri, ne-a învățat să-L urmăm. Și ne-a spus că celui ce ne lovește peste obrazul drept să-L întoarcem și pe cel stâng, iar celui ce ne-a luat haina să-i dăm și cămașa. Treapta supremă a desăvârșirii în bunătate este să răspundem cu bine și cu binefacere celor ce ne-a făcut rău. În loc de pietre să dăm pâine, în loc de ocări să dăm binecuvântări. La aceasta ne îndeamnă Mântuitorul când spune: binecuvântați pe cei ce vă blestemă,
faceți bine celor ce vă urăsc pe voi, rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Așa au făcut creștinii adevărați prin veacuri. Avem în acest sens un minunat exemplu pe Sfântul Macarie, un pusnic din părțile Egiptului. În Cartea Bătrânilor Pusnici, în Pateric, citim despre el acestea. Într-o zi, însoțit de învățăcelul sau de ucenicul său, s-a dus să viziteze pe călugării unei așezări îndepărtate. În fața lor se afla un deal. Acest ucenic tânăr și sprinten de picior a luat-o înainte ca să-l aștepte pe bătrânul sihastru pe platou. În calea sa a întâlnit un preot păgân sau un popă idolesc. Și a început ucenicul, înflăcărat de râvnă pentru adevărul Evangheliei, să-l jignească, să-l numească slujitor al satanei, unealta diavolului, la care preotul păgân a spus: copile, tinere, vezi-ți de drum și lasă-mă în pace. N-am să văd de drum, a spus tânărul, pentru că tu ții întunericul în lume și amăgești și întuneci mințile oamenilor. Atunci s-a înfuriat acel popă idolesc și cu bastonul pe care îl avea în mână i-a trântit o lovitură în cap și ucenicul a căzut mort la pământ. A coborât din deal spre vale și l-a întâlnit pe bătrânul Macarie, care văzându-l pe popa idolesc cu față senină, pentru că ei sunt fiii lui Dumnezeu și frații lui Hristos, care nu pot fi trecuți cu vederea. În epistola către romani găsim o învățătură splendidă cu privire la bunătate și un îndemn puternic să fim buni și mărinimoși cu cei ce ne jignesc, ne prigonesc sau ne dreptățesc, lăsând apărarea noastră pe seama lui Dumnezeu. În Evanghelia de astăzi, Mântuitorul ne spune: precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. Într-acolo trebuie să tindem încât, ocărâți fiind să binecuvântăm, prigoniți fiind să răbdăm, huliți fiind să mângâiem, cum citim în întâia epistolă către Corinteni. Prin bunătate ne asemănăm cu Dumnezeu și ne facem vrednici și părtași de slava sa cea neapusă. De aceea și Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: ca niște aleși ai lui Dumnezeu, îmbrăcați-vă cu bunătate. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preasfințite Părinte Episcop, Preacucernice Părinte Consilier Eparhial, Preacucernice Părinte Protopop de Cluj, Preacucernice Părinte Senator, Domnule Președinte al Consiliului Județean, Domnule deputat în Parlamentul României, domnule primar, preacucernici, părinți și frați, împreună slujitori și iubiți credincioși. Cât de sfânt și înfricoșător este locul acesta și eu n-am știut. Acesta nu este altceva decât casa lui Dumnezeu. Și aceasta este poarta cerului. Facere capitolul 28 cu 12. Îmi este deosebit de greu, deoarece
Mă năpădesc emoțiile, dar emoții nu de frică, nici de teamă, ci de bucurie și de fericire. Am atâta bucurie în suflet și în inimă și atâta fericire în suflet și în inimă cât aveți dumneavoastră la un loc. Că este așa cum am amintit la început, este dovada că și prezența dumneavoastră o dovedește cu prisosință, că și biserica este aici. Dovada că este așa ceea ce am spus, este că prezența preasfințitului episcop în mijlocul nostru dovedește dacă mai era ceva nevoie în plus, căci acolo unde este episcopul este biserica și unde este biserica este însuși Dumnezeu. Și biserica nu o va dărâma nici chiar părțile iadului. Deci cum spune Sfântul Apostol Pavel, biserica este stâlp și temelia adevărului. La 1 Timotei, capitolul 3, versetele 15. De aceea, mi-a fost foarte greu să vorbesc în fața acestui public, în fața acestor oameni minunați și mulți la număr, care ne-au onorat cu prezența și parcă sunt ca niște flori de toamnă, multicolore, priviți-i ce sărbătoare ne-au oferit și bucuria noastră este de negrăit. De aceea, dacă aș mai încerca să adaug la ceea ce s-a spus aici, aș fi că atunci când după o ploaie binecuvântată de Dumnezeu, în timp de mare secetă, aș lua și eu un stropitor și aș încerca să ud și eu o grădină. S-au spus vorbe multe și frumoase. Într-adevăr, dumnezeiești. De aceea, permiteți în preasfinția voastră, mă voi limita doar la rolul meu deosebit de delicat. Aduce mulțumiri pentru prezența dumneavoastră. În primul rând, îi mulțumesc lui Dumnezeu care ne-a ajutat să săvârșim ceea ce am avut de săvârșit. Așa cum Mântuitorul a fost trimis să săvârșească, Părinte Sfinte, preaslăvește pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să te preaslăvească. Și lucrul pe care l-ai dat, l-am săvârșit. Acum preaslăvește-mă Tu, Părinte, cu slava pe care am avut-o mai înainte de a fi lumea. Arătat am numele Tău oamenilor. Și au cunoscut că Tu m-ai trimis și de la Tine am venit. De aceea, preasfinția voastră, bucuria mea este extraordinară. Este o premieră pentru mine ca să vorbesc în fața acestui numeros public, dar ca să și vorbesc în fața unui ierarh cu atâta grandoare și cu atâta pricepere în cele ale teologiei. De aceea mulțumesc încă o dată lui Dumnezeu care m-a ajutat, Maicii Domnului, în care zi suntem, este ajunul sau preziua sărbătorii acoperământul Maicii Domnului care este mâine. O cinstim și o iubim, căci ea se roagă și este neîntrecută mijlocitoare între cer și pământ pentru noi oameni. Aduce mulțumiri din suflet în al preasfințitului arhiepiscop Bartolomeu Anania, arhiepiscop al Vadului, Feleacul și Clujului, preasfințitul episcop Irineu Pobistrițeanul, care ne-a acordat această distinție. Nu mă așteptam, că n-am făcut nu știu ce bravuri, am făcut ceea ce conștiința m-a îndemnat. Și orice om trebuie să facă aceeași lucru. Nu pentru merite, nu pentru diplome, nu pentru distinții, ci ceea ce dictează conștiința, aș face datoria cu vârf și îndesat. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, slujba ta fă de plină, nu pe sfert, nu pe jumătate. Așa este mesajul dumnezeiesc, mesajul divin, mai ales către noi preoții. N-am făcut decât datoria preasfinția voastră și mai sunt multe lucruri de făcut. Încă nu sunt așa cum le-am visat că trebuie să fie. Când am venit aici, am văzut biserica. Această biserică nu merita să rămână nerenoită sau nefăcută sau nepusă la punct. Are o arhitectură prea frumoasă. De aceea m-am străduit împreună cu credincioșii mei, care m-au înțeles.
uneori nu, dar i-am tras după mine sau i-am împins, pentru că așa trebuie uneori să fii chiar, chiar impertinent, să-mi scuzați expresia. Astăzi, când lumea este foarte tulbură și dură, trebuie să aplici și tu, să fii și tu oarecum, să fii și tu așa, altfel rămâi călcat în picioare și nu faci nimic. Mulțumim din suflet, preasfinția voastră, pentru prezență. Ne-ați făcut o bucurie de negrăit. N-a fost picior de episcop de când s-a sfințit biserica aceasta în anul 1972, de ziua prăznuirii sfinților împărați Constantin și Elena. Au trecut de atunci 29 de ani. Să veniți pe la noi! Vă primim! Nu numai cu aceste ocazii! Uitați, priviți-i la ei! Cum zâmbesc, dar mai ales din inimă și din suflet, v-au primit cu căldură și cu respect. De asemenea, mulțumim credincioșilor, așa cum am spus, comitetului, Consiliul Parohial, Comitetul Parohial, care a fost și cu care am discutat și am stat ședință de lucruri, ad hoc, rapid, pe loc, și am ajuns să facem această lucrare pe care dumneavoastră o vedeți și vă bucurați văzând-o. Mulțumim de asemenea domnului președinte Marinescu și domnului deputat Ioan Olteanu de la județ, care, pe lângă faptul că ne-a ajutat financiar și material, iată pârtia aceasta sau această rețea de drum de 6 km pe care nu puteai să treci și să umbli nici cu tractorul, te răsturnai. Și iată acum este practicabilă, zboară mașinile pe ea, tot cu aportul acestor oameni. Și nu pot să las la urmă pe domnul primar, care a fost ca și un preot, s-a preocupat îndeaproape de această lucrare. Părinte, ce mai trebuie? Părinte, ce trebuie să face? Cu ce te pot ajuta? Eu de la centrul comunei am alergat, parcă ar și fost preot. Și de aceea a meritat această diplomă, a meritat-o de plin și aseară m-a vizitat și a plâns și m-a sărutat. Părinte, nu credeam că o să iasă atât de frumos. A ieșit că mi-a ajutat Dumnezeu și oamenii de bună credință. Și ne voi fi recunoscător toată viața mea. Și n-au nevoie, dragii mei, alții au dat bani, alții au donat sfinte vase, alții au donat Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și alte și alte lucruri, candelabre de zeci de milioane. Ar fi trebuit și ar trebui să le mulțumesc în mod expres, mod personal, dar le mulțumesc la modul general. Ei n-au nevoie de publicitate, nici de reclamă, nici de altceva, pentru că numele lor nu numai aici sunt înscrise, dar sunt înscrise în Cartea Vieții, sus. Acolo o să fie. Și acolo este patria noastră, așa că și cântăm. De aceea ne mulțumim și preoților care au venit și au răspuns la invitația noastră ca să ne facă această frumoasă sărbătoare, să ne bucurăm împreună. Cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur în ziua de Paști, petreceți-vă, dar cu cumpăt. Parohienii mei s-au pregătit să vă primească pe voi oaspeți și musafiri foarte frumos și foarte bine. Dar să fim foarte rezervați, cumpătați, pentru că uneori problemele acestea se soldează sau au consecințe nedorite și neplăcute. Masa este plină, vițelul este gras. Nimeni să nu iasă neospătat, bucurați-vă toți. Intrați toți în Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă mulțumim. Iubiții mei, nu plecăm din fața dumneavoastră, noi, acest sobor uriaș de 26 de slujitori, înainte de a exprima bucuria public pe care o simt astăzi. O atmosferă de mare forfătă duhovnicească, în care au fost prezente cete de îngeri și de sfinți, sufletele noastre pline de jubilație sfântă și ne-am simțit și ne simțim încă aici, precum în paradis. O astfel de experiență este posibilă
precum arată o cântare liturgică, în biserica slavei tale stând în cer, mi se pare asta. Evenimentul memorabil al resfințirii acestei biserici este o sărbătoare a Ortodoxiei, precum simțim, și cu nimb de Paște, Pascal, precum l-am auzit pe părintele paroh, la care s-a adunat mulțime mare. Aici ne-am preamărit pe arhiereul veșnic, pe Iisus Hristos. Și aici s-a întărit astăzi și mai mult sentimentul comuniunii, înțelegând mai bine, dinpreună cu psalmistul, cât e de bine și cât e de frumos să locuiască frații împreună. Însă bucuria sărbătorii de astăzi, acestui praznic luminos, o datorăm bunilor creștini din Feleac, care cu o râvnă pilduitoare au restaurat și au împodobit ca pe o mireasă biserica lor. Prin aceasta ne-au arătat nouă că sunt români bine credincioși și urmași vrednici ai strămoșilor și ai voievozilor, care de-a lungul veacurilor au înălțat mănăstiri și au ctitorit locașuri de închinare. Însă un omagiu deosebit îl merită părintele paroh Vasile Herteli, care prin ceea ce a făcut se validează ca un excelent econom sau chivernisitor al casei lui Dumnezeu și ca un brav purtător al crucii, pentru că a zidi, a înnoi, a restaura biserici înseamnă a-ți asuma o jertfă mare, a asuma crucea urmându-L pe Hristos, despre care Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni spune: să rămâneți statornici în corabia, în matca bisericii străbune, pentru că aici și numai aici găsiți adevărul mântuitor al Evangheliei și harul sfințitor al dumnezeieștilor taine. Acestea avându-le, puteți obține tot ce vă doriți în această viață pământească și puteți dobândi într-o zi veșnicia fericită. În al doilea rând, vă zic să vă străduiți mult în calitate de creștini practicanți, să-i aduceți de pe calea păcatului și a răului, a necredinței și necurăției, a plăcerilor și a distracțiilor pe cei rătăciți, să-i aduceți în casa Tatălui, în biserică, singurul loc unde putem găsi iertarea păcatelor și alinarea durerilor. În calitate de botezați și miruiți, nu numai noi, ci toți creștinii, aveți această sfântă datorie, precum rezultă dintr-o priceasnă atât de îndrăgită. Hristos spune așa: copiii mei ce stați sub cruce, cântând al mântuirii cânt, eu pentru toți mi-am dat viața, dar frații voștri unde sunt? Cu aceasta închei, îndemnându-vă din suflet să păziți cu strășnicie legea lui Dumnezeu și îl rog pe mirele bisericii Iisus Hristos să vă învrednicească pe toți de mângâierile și binecuvântările sale. Amin.
Lasă, nu, poate aia de lângă dumneavoastră. Aici. Nu te caut, că te confund cu toate, toate semănați. Seamănă. Extraordinar. Și noi nu le distinge. Întormă și vreau să le trezesc, dau un cap la alta. Marcel și Grațiela m-a uitat. Eu sunt cu saci în căruță și nimeni pasă. Nu cred, tot timpul pomenesc. Da, nu mai văd așa. Și aș vrea să vine mai rar. Păi nici eu nu văd. Nu, uitați-vă, ce v-am spus? Uitați, deja m-a înregistrat. Nici eu nu văd și eu... Ea nu tihnește. O dată de două ori, dacă îi vedeți. Ați văzut, părinte, mă rog, uitați. Preasfințite, nici eu nu văd și eu am impresia că statul ei, cel puțin impresia, dar știți că nu... Dacă am zis ceva rău. Uite, m-a imortalizat ce v-am spus dumneavoastră. Și neștii în relații, lăsă să spună, uite ce dur a fost preasfințitul cu doamna preoteasă. Foarte bine. Slujam împreună la mormântare, a fost vecin de parohie. Parohia mea, filia de jos, unde aveam urma. Și filia lui, filia de sus, ne întâlneam la mormântare. Să vă spun ce făcea cu mine în geante, tot felul de coceni. Și cărămizi, și zece. Știi că acum primesc eu. Știi că acum primesc eu. Am îmbătrânit. Deja fac alții acum. S-o întorc. La primire. Primesc cu plăcere. Uitați-vă. De la Bubuna era casa, dar nu era încă. Acum după gusturile lui Grațiel, așa. Coloane, cu bucătărie rotundă, așa, cu traje extraordinar. Covor roșu la scări. Covor roșu, recondiționat icoanele, foarte... Dar ai fost la ei cu Marcele, nu? Tot trec pe la ei, mai vizitez. Da. Mă, să nu se prea îngrașe, Marcele. Bine ziceți ce ați înțeles. A trebuit Grațiel să spună. Marcele ăștia... Da. A trebuit Grațiel să se îngrașă, dar nu știu ce-i facă. Nu ne fac bunici deocamdată, pe că nu știu ce gânduri au și ce... La masă. Da. Ce scrie, acolo, că acolo avem timp. Cine izbăvește de cel rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului preasfințite stăpâne, binecuvântați. Hristoase Dumnezeule, binecuvintează mâncarea, băutura, așezământul acesta și pe noi robii tăi, că Sfânt ești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Poftă bună! Thank you.
deja. Nu sunteți într-o poziție foarte favorabilă aici. Așa e? Știu. Da. Ne străduim. Da? Da. Și, 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 că imaginea e trecută, e trage așa, știți? Depinde la ce moment te retrăi. Amen.
Vasilica să strâng banii, nimic nu-i nimic. Cum se pun banii? Plicul sau numărat? Dar nu cred că pot râde de foame. Vă spun să zic. Să dai de mâncare. Urmează. Datoria de primul fără. Nu, erau mai tântălăi atunci, nu s-o mai cinează. Acolo, da, aici a început la urmă fără. Da. Parcă te iei de Andreșerea. Auzi, nu vei să gândești și cari. Nu-i chiar așa performanță, da? Cum? Dacă-s destul de mari, le-ai zis. Ce loc de cinste v-am găsit aici?
aveți felicitări, părinte protopop de Feleac, la mulți ani. La mulți ani, Vasile. Felicitări. Tot de așa drăguț. Bravo. Bravo. Sunt curios cum o să arătați la 30 de ani. Arăt acum, la 12. Gracias.
care nu o să urcăm niciodată. Pace și bucurie sfântă, ca și eu să vă ocrotească. Ne vedem la vorbă mai bine. Fiul satului. Îl cunoaștem. No, să-l văd eu pe ăla care bea, mu. Ilie! Doamna Fede! Domnișor! Pe bună la toată lumea! Te bag în joc, apătă ce pahar! Mă, poate cu mamica! N-aveți de băut aici, așa să... Avem! Domnișor, pe tică! Hai! Am făcut o zi pentru satul ăsta. Îmi pare rău că n-am venit mai devreme. Mi-o dat prin cap mie. Domnule părinte, ce se vă veseliți în ea? Asta voi ziua. A domnului. Meșterii. Meșterii, dar a pus femeile aici. Care-s pălășenia asta? A doua pălășenia. Și a treia. Vreme, servus! Bă, pe tunta! Ce bucuram! Bă, și că merge fain, ai, mă! Părinte protopop de felea. Eu cunosc, o să-ți speciamă că...
Am avut de-a face cu economiști. Tu ai ducea după zis episcopul că sunt economist. De acolo. Da, bă, nu. Știți? Știți conduși? Stai, mă, ține mână, omule, că ia. Dacă nu e economist, cum poți să așa treabă? Mamă, e albertă de economist. 20 de 30 de aia. Da, bă, și ce? Da, eu, e perfect acum. Asta, no, duminică o ducem la biserică. Perdică, perdică. Bă, dacă îți zic că nu-i perdică, domnul părinte, nu l-a prea. Nu-i prima de aproape, că te-ți râdurile să vă spun. Ia să mă ține. Nu l-a prea. Ca cel mai mare. Nu-i prin grădină. Prin grădină. Aici cuptor v-a tras aici. Că și cuptor v-a tras aici. A, nu filmași porcăria aia. Mă duc să văd unde scurșile. Vasile! Vasile! Mă duc să văd unde scurșile. Nu avem focă după noi. Nu m-a fost. Vreau după noi. Fraților, m-a făcut. Acasă. Nu m-a zis. Avem un cald de fost. Ai 2 milioane în locul lui Bigean. Da, da, că pe Bigean nu ne dau din. Ce dai 3 milioane? Ce dai 3 milioane? Nu-mi dau nimic, să nu-mi dau nimic, să-mi dau nimic. Nu-mi dau nimic. Doamne, pregătește banii, ce dau 3 milioane. Gilare, nu ești? Iuda a fost omul cu banii. Îți păstrezi Iuda care a vândut pe Iisus. Mă rog. Bine, nu, nu. Vine cu la bani. Eu nu, părinte. Nu-i vorba de bani, că te-au oricât. Pentru cinstea mea și onoarea mea. Vreau să vorbim. Iuda a fost omul cu banii. Da, banii, vezi, nu, da. Cristof, la sine, să faci minunașete, îmi place, îmi place. 2 milioane aduși în locul lui Bigean. Faci mai mult și îmi place, îmi place. Păi salută-l, că te aude. Mă, dar vezi că prin ce trici aici, om. Faci o casete. Nu-i ceva la Nicolae, că pe te aude. Bigeanu, că-i mai bătrân, ca să ne schimbăm. Nici că vreau să-mi fac o casetă să schimbim. Facem, domnule. Băi, oameni, come șomule? Șomule, hai bă. Abule, păcați arbala, ce-ai făcut? Da, acum, pune-mi.
Ce lucră, mă, după marea voi? Nu ne ai zâmbru. Armule, m-a dat la bărbare de la Armu! M-a dat la domeni! Hai mă încoace! Auziți, domn părinte, dacă nu ne dați Dumnezeu putere să facem, n-aveți cu bine? Dacă zâmbeți, da? Totuși, nu ne-a dat o tată putere. Nu-ți pe bata, vrei? Nu-ți pe bata, nu-ți pe bata, vrei? Dau casă, dau întâmplă pe bade eu, pe mine, și bade eu îmi pleacă la poliță. Ce pe scos pe mine, pe la aer? Pe la aer. Pe la aer. Pe la aer. Pe zică. Pe zică. Păi, hai să-mi la pasul. Nu scot pe bade eu, pe bade eu, nu scot pe la aer. Come mai vorbesc, mai chem vorbesc. Eu am zis, eu am copii, 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 hai un tip să vede. Bine, 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 bine. 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 Bine, din nou. Uși acolo, uși acolo, să lege din Pădureanu, e uși acolo. O să dau, bă, scule, bă, bă, bă. Dar cum scule, credeți? Bă, ăsta-mi pus și pâinea de toate zilele. Dar cum? Înainte. Părinte, dar dumneavoastră nu știi că e pădure. Domnul, e pădure. Hai să merem, că de-aia îl ținge mână să-l duc acasă. Nu se discută, domnule. Ce bani părintea dumneavoastră acasă? Dumneavoastră păstrați cu un copil acolo, dumneavoastră copilul. Vezi că păstrați la poate. Până ați făcut eu în dinaintea bisericii. Dumneata făceai lucrul ăla, ce l-am făcut eu. Pentru ce l-am făcut? Pentru biserică. Acum că au, n-am mai putut să l-am reabilitat. Că de ce tu zici că și că ce nu mă știu să lucru. Tot două dracul biserică. Domnul părinte! Păi ieși-o pără mâine! Ieși-o mâine mâine! Nu! Ce fac? Nu l-am mai lăsat mâine! Ia, bine! Păi mă, ia l-ai beut bine!
Eu sunt un om care regret greșeala unuia. Da, păi bine. Când i-o dat coptila, nici eu nu l-o locu. Auzi. Mă, dar ce și n-a spus tu? Nașa specialistă de acolo. Păi, dar e specialistă. Îmi face, mă strigă, Vasile, mai dai un pic de bani, ai că să mă prezi. Păi, e mea, nu, dar așa cum o vezi femeie. Am văzut pe domn Vasile, când o fost deputat, fost așa. Nu. Iuliu și Lenuța, pentru noi ceva. Păi, intră în casă, nașa ăștia noștri, dimineața nu eram eu destul de obosită să scoată de la 3 și să scoată la 1 și plâng. Ei încep să plângă. Zic, bine că plângeți, nu-s destul de obosită și bage capul meu, mă mai fac și ne apucăm de plâns. Și el, și ea, și eu. Nu zic, nu-mi e destul de rău și ochii. Nu am crezut un părinte, chiar cu ăla, că nu am crezut că voi ajunge după mine cineva să plângă la o cântare populară. Nu crezut nălit că vom ajunge la acolo. Dumnezeu ținu cu noi, eu pot să zic ceva. Hai, uite, toți le-au luat și-o încheie. Domn părinte, numai bine, mă duc.